imagini în vârstă de 24 de ani circula pe strada Soveja. La intersecția cu strada Chiriei, un taximetrist nu i-a acordat prioritate la indicatorul stop și, deși a apăsat pedala de frână, nu a mai putut evita impactul. Eram în spatele lui. Ce s-a întâmplat? Băiatul cu Sielo venea drept înainte spre Delfinariu și taximetristul a tăiat linia continuă și... Da. Erau grav, erau conștienți? Erau conștienți toți. Un echipaj smurt, dar și o ambulanță au sosit imediat la locul accidentului. Cum cei doi șoferi au rămas captivi în mașină, a fost nevoie și de intervenția echipajului de la descarcerare. Într-unul din ele, conducătorul auto era încarcerat. Am ajutat la scoaterea victimelor. Am deconectat bornele de la baterii. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit pe loc cauza coliziunii. Cauza producerii accidentului este neacordare de prioritate. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul dragă, rezultatul fiind negativ în ambele situații. Medicii spun că starea celor doi conducători auto este stabilă, dar vor rămâne internați pentru a nu apărea complicații.